Bună ziua, domnule Liviu Taloi, mulțumim că ați venit la prima întâlnire online pe Startup Cafe. Prima întrebare e legată de tendințele pieței de comerț electronic din România. Care sunt acestea? Cum le vedeți dumneavoastră după atâția ani de experiență în comerțul online? Bună ziua, în primul rând, îmi face plăcere că am ajuns aici la voi. Față de comerțul tradițional, care aproape că nu crește sau stagnează sau ia un pic în jos, comerțul online o ia în sus cu 25-30%, ceea ce este o rată de creștere suficient de mare, suficient de bună, și foarte multă lume simte că se întâmplă ceva, simte că există practic o deschidere de piață nouă. Adică dacă până acum le era puțin frică că aveau probleme cu canibalizarea unor canale de piață, deci piețe noi, piețe vechi, nu ne mai e frică așa de mult și au înțeles că acest canal este un canal suplimentar de vânzare, nu e un canal care canibalizează, zicem, ce se întâmplă deja pe offline. Vine cu venituri suplimentare în general. Care sunt nișele cele mai profitabile în comerțul online și care sunt cele de evitat? Nu cred că există o nișă supra-saturată. O singură nișă este destul de aglomerată, adică cea de ITNC. Pe de altă parte, vine din urmă fashion-ul, vine foarte, foarte bine din urmă. Din punctul meu de vedere, nu există o nișă care să fie cea mai de succes sau nișă care să fie, nu știu, în care să nu intri deloc. Da, cu precauție, probabil, nișele puțin mai aglomerate, cum ar fi ITNC-ul. Dar în rest, ai putea să vinzi cam orice, aproape orice. Trebuie să ai resurse, să-ți planifici, să-ți bugetezi cam 2-3 ani de zile de să reziști pe piață un pic. Nu vin bani așa deodată, nu vin repede. Și profitabilitatea mare este acolo unde este marginea mare. Punct. Deci dacă ai o margine, un adaos comercial suficient de mare care să-ți permită să te dezvolți, înseamnă că ești ok. Practic, sunt nișe unde adaosurile sunt mai bune. Da, fashion-ul sau cartea, deși acolo trebuie să faci volum. Pe carte trebuie să ai volum mare pentru că e comanda medie mică. Și atunci e o problemă, că nu poți să câștigi bine. La ITNC ai marginea micuță, dar comanda medie fiind mai mare, câștigi, poți să compari eventual între ele, chestiile astea două. Dacă ai adaos mare sau dacă ai un produs interesant de vândut pe online-ul românesc, este un produs de lux, care costă suficient de mult, deci se vinde ca idee, un produs cu margine mare, deci că e de lux, un produs mic, care să nu coste mult să-l împachetezi, să-l livrezi, logistica să fie mai ieftină, un produs care să nu se perimeze din punct de vedere al fashion-ului, adică să nu fie, e ceva de lifestyle, să zicem. Care sunt costurile inițiale pentru cineva care vrea să-și lanseze un magazin online? Variază bugetul, variază funcție de nișa în care intri, de marginea pe care o ai, de ce fel de sistem informatic ai la dispoziție, pentru că la un moment dat nu-ți dai seama, dar când se aglomerează comenzile, când treci de la un prag de comenzi, de la, nu știu, 10-20 de comenzi pe zi, până acolo 30, 50, 60, 100 de comenzi pe zi, începe să devină profitabil ca în loc să-ți mărești numărul de angajați, să scalezi pe orizontală, zic eu, să scalezi pe verticală și să investești în partea de software, în partea de tehnologie. Dacă ești soț-soție și vrei să faci un magazin de fashion, nu trebuie un buget foarte mare, mai ales dacă nu vrei ca în următorii 2 ani să detronezi liderul de piață din zona de fashion, să zicem. Dacă însă ești un magazin mic, nu știu, 5-6 oameni, care ai deja un butic offline și acum vii pe online, treci din offline online, îți mărești canalul de vânzări, ți-l adaug și pe acesta, și vrei, să zicem, ca în 2 ani să detronezi sau să fii pe locul 2 eventual în nișa de fashion, atunci da, trebuie să investești mai mult. Dacă ești pe ITNC, unde e niște puțin mai aglomerat, atunci trebuie să muncești iarăși mai mult. Pe ITNC, spre exemplu, costurile cu publicitatea online sunt mari. Adică, spre exemplu, un click când vinzi laptopuri poate să ajungă la un leu. Nu știu, dau un exemplu. Un leu pentru un click e mult. Sunt un mic antreprenor care vrea să-și lanseze un magazin. Prima întrebare. Aleg o soluție deja existentă sau creez una? Dacă vrei să testezi eventual, să vezi cam cum merge produsul tău pe online, că poți să faci asta, te-aș sfătui să intri pe o platformă de e-commerce care e ieftină, gen Showmania Biz, care are un cost anual mic sau lunar, nu știu, 100 de lei sau... Adică e mic, chiar mic,
Și te ajută în momentul când ai un model de cost de genul plată lunară, tu te concentrezi nu pe platformă, nu pe partea tehnologică, ci pe marketing online, pe stoc, pe relația cu furnizorul, pe alte lucruri. Și atunci poți testa. Pixul ăsta se va vinde bine online sau nu se va vinde bine online? Și atunci aduc un stoc, văd ce se întâmplă și dau drumul mai departe, văd ce se întâmplă. Dacă, să zicem, ești deja comerciant, ai, nu știu, 2-3 magazine offline prin București. Da? Deja știi ce înseamnă asta. Când intri în online, poți să mergi puțin mai sus. Nu trebuie neapărat să începi așa de la zero și să ai o comandă, 2-3. Poți să începi de la 30 de comenzi pe zi din prima, ca idee. Da? Asta înseamnă să investești după lansare, după ce ai făcut site-ul, în marketing online. O platformă, să zicem, custom, în România, făcută de firmele producătoare de la noi, variază între una mai ieftină, nu știu, 3.000 de euro până la 10.000 de euro, ca idee. Sunt variațiuni de genul. Și da, e un buget care merită în momentul în care vrei să faci ceva puțin mai ok decât să testezi lucrurile. Mai există o situație, am mai găsit comercianți online foarte mici, din zona de un produs, două produse. Adică, pur și simplu, nu știu, miere, să zicem, la un exemplu. Adică eu fac 3 borcane de miere și cam atât. Și le-am recomandat acestor clienți din zona asta a fost să se uite către magazine online pe open source gen WordPress cu un WooCommerce în care să îmbine blogging-ul, adică elemente de publishing cu elemente de comerț online. Oricum, ecuația asta funcționează foarte bine.